O româncă din Cernăuți și-a deschis propriul muzeu în mansarda casei sale. Din dragoste față de tradiții, a adunat acasă comori ale neamului și le-a expus publicului. Muzeul este vizitat de toți elevii din regiune care își doresc colecție deosebită a istoriei românilor. Visul meu s-a împlinit peste 40 de ani. Am visat de mic copil să am un muzeu la mine acasă. Am pus tot sufletul în muzeul acesta. Am lucruri pe toată Bucovina, din toate raioanele regiunii noastre. Am lucruri din România, am lucruri din Moldova, am lucruri din Polonia, tatica meu e polonez. Prosoape, covoare, fotografii rare, cărți vechi, obiecte din ceramică și lemn, straie naționale, toate vechi de sute de ani, sunt expuse spre admirația celor curioși de istoria neamului românesc. Copiii au văzut șervețele diferite cu ornamentul, lucrările pe care noi le învățăm teoretic mai mult la școală. Le vedem numai prin poze, dar astăzi le-am văzut în realitate. Tare a fost interesant că lucruri de astea nu vezi tot ziua. Sunt lucruri care le vedem și la bunica, dar sunt și altele care le-am văzut pentru prima dată și era ceva frumos pentru mine. E bine că au venit copiii azi aici, pentru că cei din sat cunosc mai multe, dar copiii de la oraș, crescuți în mediul urban, nu prea știu, chiar au, odată cu obiectele vechi, au dispărut din vocabularul nostru și multe cuvinte. Iată, să întrebăm acum ce înseamnă chingă sau ce înseamnă brâu. Proprietara muzeului mai are un vis. Își dorește să revină acasă copiii și nepoții săi, pe care nu i-a văzut niciodată. Sunt stabiliți de 20 de ani în Statele Unite ale Americii. În viața asta mai am un vis. Aș vrea ca nepoții mei, care trăiesc acum la America, să intre în casă, să vie, să urce încoace la mansardă la muzeul meu și să vadă, să știe de unde sunt rădăcinile, de unde sunt născuți, cine-i moșul, cine-i strămoșul.